Bun găsit, dragi brașoveni, la o nouă ediție aici la Mix TV Brașov. Alexandra Grancea sunt și astăzi, venim în casele dumneavoastră cu o emisiune ce stă sub semnul unei tematici speciale și aceea a apartenenței politicilor și anume în comunitatea brașoveană și nu numai. De ce? Pentru că este foarte important ca atunci când avem un crez, avem o apartenență să fie definită, să fie simțită și manifestată cu verticalitate. De pentru care astăzi sunt bucuroasă să vă prezint invitații pe care îi avem. Vorbim despre domnul Cristian Diaconescu. Seara, bun venit! Seara, mulțumesc pentru invitație! Și domnul Radu Paul. Seara, domnule, mulțumesc pentru invitație! Nu este nicio noutate, domnul Cristian Diaconescu, iată, cunoscut comunității, cunoscut României, cunoscut în afara României. Politician, diplomat român, iată, cu un context al parcursului profesional care cuprinde un portofoliu impresionant și de referință pentru un om politic și nu numai. Cumva un ambasador al României, practic pe peste tot, pe unde călătoriți, pe unde mergeți, luați așa o bucățică din tot ceea ce înseamnă românește. Dar trebuie să spunem că de curând, iată, mai precis din martie 2021, la președinția Mișcării Populare, Partidul Mișcarea Populară. Da, într-adevăr, mulțumesc încă o dată pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o în a ne avea invitați în această seară. Da, am candidat în toamnă împreună cu Partidul Mișcarea Populară. De ce? Pentru că după Traian Băsescu am fost al doilea care a înființat acest partid, așa că etiologia mea politică din acest punct de vedere este una, după părerea mea, destul de explicită. De fapt, atunci mi-am dat drumul, țin minte, la o fundație, înainte să apară partidul ca atare. Am candidat după ce s-au terminat alegerile parlamentare, partidul nu a mai intrat în Parlament. În egală măsură însă este la nivel local un partid influent, pentru că, și acum discutam, din perspectiva numărului de aleși locali, consilieri, viceprimari, primari, Partidul Mișcarea Populară este al treilea partid din țară, după PSD și PNL. Ceea ce înseamnă că acceptanța, disponibilitatea privind acest partid la nivel local este una serioasă. În legătură cu ce s-a întâmplat în perioada preelectorală și la alegerile din anul trecut, bun, aici sunt multe teme de discutat, de abordat. Noi ne uităm cu atenție la acest subiect, pentru că, în mod evident, vrem să schimbăm ce e de schimbat, dar, am mai spus-o și în alte locuri și cu permisiunea asta am să o spun și acum, nu este acest răspuns către dumneavoastră. Mă uit la cameră și cei care știu ce spun vor înțelege. E mai bine acum, fără noi în Parlament sau în Guvern. Nu îmi cereți detalii, n-am să pot să le dau, că nu am toate probele, dar... Nu vorbim despre detalii. Am ținut să fac această subliniere. Da, așa este. Iată, este foarte important și sunt convinsă că povestind cu dumneavoastră despre această zonă am avea de povestit și totodată de prins anumite lucruri, pentru că expertiza dumneavoastră, așa cum spuneam, chiar poate fi o învățătură reală pentru cei care stau în preajma dumneavoastră. Mă uit acum către, iată, Radu Paul, președinte PMP Brașov, de curând, cunosc brașovenilor de asemenea în zona ariei politice, dar mai ales un suflet al antreprenorilor, așa cum preferă să-i se spună. Cum este să fiți acum președinte PMP Brașov? În primul rând este o bucurie pentru mine, pentru că sunt mai aproape de visul meu de a contribui în clasa politică. Și visul meu, ca să-l și spun public, este de a crește lideri politici. Eu cred că în politica actuală lipsesc cu desăvârșire liderii politici. Sunt puține exemple, cum este domnul Cristian Diaconescu, cum mai sunt și alții. Atenție, nu zic neapărat bun sau rău, că un lider e, dar măcar să fie unul care îți dă o direcție. Acum, dar vă întreb acum, ce înseamnă în viziunea dumneavoastră lider politic? Iată, ca să definim cu cap și coadă, ce înseamnă un lider politic? În primul rând să fie un om asumat. Asumat pe bune, curajos, să aibă un suflet curat. Adică el la suflet să vină în politică și să înțeleagă că în politică motivația este intrinsecă. În primul și în primul rând trebuie să înțelege acest lucru. Adică vin aici pentru oameni. Nu vin aici pentru mine. Aș vrea să adresez așa o întrebare, nu aș vrea să fie considerată răutăcioasă. Considerați că în politică e...
bine să ai sufletul curat? Contează să ai sufletul curat? Bineînțeles, asta nu înseamnă că ești tântălău dacă ai sufletul curat, dacă acolo vreți să duceți discuția. Adică... Dumnezeu este să fii bun, dar ferm. Exact. Bun și ferm în același timp și corect. Câteva lucruri pe care atunci când ne gândim la politică trebuie să ni le asumăm, pentru că nu este ușor și întotdeauna vor fi alții care vor veni pe la spate, să spunem așa. Cu siguranță. Cu siguranță suntem pregătiți pentru ei. Înțelegem echipa din care fac parte la nivel de filială în județ, înțelege că este o construcție poate mai înceată, dar duce la o dezvoltare organică, o dezvoltare sănătoasă. Și mai avem până la alegerile din 24, mai avem timp. Adică prefer să am o construcție sănătoasă, să știm pe ce ne bazăm și să fim oameni, poate puțini ar spune unii, dar să fim buni și să ne dorim cu adevărat să ne implicăm și să facem, să fim autentici. Cred că asta ar fi un cuvânt de reper, dacă pot să zic așa. Să fim autentici și atunci autenticitatea asta se duce și către brașoveni. O vor simți brașovenii și ne vor da încrederea lor sau nu. Cu siguranță faptul că, iată, domnul Cristian Diaconescu se află alături de dumneavoastră în această misiune dă un anume gir pentru această autenticitate. Fără doar și poate. Vă spun că se poate de pragmatic. Am venit aici, un președinte de partid, 4 vicepreședinți și secretarul general adjunct, alegând dintre organizațiile care acum au campanii interne, să venim la Brașov. Nu regret o secundă această venire, pentru că ne-am cunoscut tangențial, dar uite, și din discuțiile cu dumneavoastră și din modul în care domnul președinte se raportează la trecutul, prezentul, dar mai ales la viitorul acestui partid și a ceea ce înseamnă să fie om politic, realmente este o revelație. Nu vreau să mă ascund în a spune acest lucru. Cred că sunteți de acord cu mine că acest gen de discurs pentru un politician tânăr este cu totul diferit decât cel cu care erați obișnuit. În ideea că nu e așa, prin excludere și prin bădărănie, eu politician devin mai bun decât cel cu care într-o formă sau alta aș intra într-un anumit tip de luptă politică. Iată că se poate și ca un tânăr, venind în această meserie, într-un fel, să ai și un alt tip de discurs inițial. Nu unul arogant și nu unul neapărat intruziv și delimitativ. De genul acela, care pe care... Exact, da. Care se poartă sau se purta cel puțin. Pe bunul principiu, hai să votăm răul cel mai mic și el, respectivul sau respectiva, încercând să se plaseze în acea zonă. Este o asumare de răspundere foarte grea, după părerea mea, extrem de serioasă, pentru că ne-am propus, ca partid, vă spun cât se poate de sincer, să fim mult mai atenți și mult mai aplicați, mai ales în ceea ce privește calitatea politicienilor pe care îi propunem societății românești, în orașele mari. Deci, din acest punct de vedere, raportul între ceea ce ne dorim și ceea ce avem în acest moment nu este unul foarte favorabil. Orașele mari, din orașele mari, în afară de București și Iași, în rest, rezultatele noastre au fost modeste. Calitatea umană, acum vă mărturisesc sincer, e una și mai modestă. Cumva vine să se lege de următoarea întrebare pe care urma să vă adresez. Principiile și valorile doctrinei Partidului Mișcarea Populară trebuie să fie în concordanță cu valorile oamenilor care aderă la această mișcare, cumva. Suntem un partid de dreapta și vom rămâne așa. Suntem un partid conservator și vom rămâne pe această linie de demarcație exact relativ la aceste principii. Vreau să vă spun o poveste. Vă rog. Am vorbit cu Donald Tusk, fostul, mă rog, încă președintele grupului popular europeni și fostul lider european recunoscut. Un polonez de mare excepție și un om de foarte mult bun simț. M-a întrebat, pentru că ei au probleme în Polonia, mă rog, din această perspectivă, cum strâng cu extremismul în România? Și întrebarea era legată tocmai de ideea că, mai ales în Europa, extremismul este perceput ca fiind de dreapta. Și de aceea era preocupat. Nu pentru că avea neapărat... Și atunci întreba, bun, sunteți partid conservator, deci oarecum
legat de valori tradiționale, de un anume tip de nativism. Păstrați structurile identitare. Da, lucrurile cum stau. Eu, nou în oraș din acest punct de vedere, ne cunoscusem în cu totul și cu totul în alte variante. Și am spus că tentațiile, fără a nominaliza vreun partid, atunci când vorbești în exterior, e bine să-ți aperi țara cu bune și rele, nu să te încerci să te califici în dauna nimănui, că nu mergi. Apropo de prostii făcute de unii și alții, mă rog. Și am spus, tentațiile extremiste există, nu puteam să acoper această realitate, dar sunt un fel de, și atunci mi-a venit o idee pe care am înțeles-o imediat, de naționalist de tip Miloșevici. Nu nici de dreapta, nici de stânga. Un fel de populism negativ, exacerbat, care practic nu promovează valori. Anulează orice înseamnă înțelegerea unui sistem de valori. Știți ce mi s-a părut absolut paradoxal? Că am înțeles imediat. Polonez fiind și, mă rog, cu anumită vârstă, venind și știind lucruri din trecut, exact, mult mai bine decât... Am înțeles imediat. Ok. Deci, iată experiența dumneavoastră. Nu un extremism de tipul, să spunem, Alianța Alternativa pentru Germania, sau nu extremism de tipul Le Pen. Un alt gen de atitudine pe care, și de ce am dat acest exemplu, cu care nu ne vom asemăna niciodată, chiar dacă ne vom referi la aceleași teme. Până la urmă, o promovare națională înseamnă a accepta și a da o anumită preeminență proprii tale societăți, proprii tale familii, proprii tale credințe. Dar vreau să vă mai spun un lucru. Din această perspectivă, am 5 milioane de români care sunt în afara țării, care la rândul lor sunt oameni iubitori de nație, iubitori de stat și iubitori de valori. Dar și-au găsit o exprimare pentru ei și pentru familiile lor în exterior. Și nu e, nu e neapărat legată de salarii sau de bani mai mulți. E legată tot de recuperarea unui sistem de valori în care cred. Iată, cred însă și din exterior. Ori din acest punct de vedere... Și cu care se identifică până la urmă, că de fapt este vorba despre apartenența pe care ei o simt. Exact. Pentru că văd în România, cu toată prietenia, cum să spun, legat de politicieni, fracțiuni politice, partide politice, un joc total delirant atunci când vorbim de conservatorism. Este cu totul și cu totul altceva. Oameni buni, în 1985 partidele politice s-au întâlnit la Cotroceni în fața lui Ion Iliescu pentru că poporul vrea în Occident. Nu pentru că l-a apucase pe Ion Iliescu apetența pentru Occident, pentru că poporul român vrea în Occident. Aia 5 milioane de oameni care acum sunt afară sunt pentru că vor în Occident ca și sistem de valori, dar ei nu își uită țara. Așa este. Era o dorință cumva exprimată la unison a poporului român la acea vreme. Și pentru cine ne întreabă, că apare genul ăsta de retorică, ok, cu ce ați fi diferit, să spunem, de AUR, partidul care își asumă un anume gen de atitudine. Din punct de vedere al mesajului, nu știu înăuntru. Oamenii pot fi de bună credință, dar din punct de vedere al mesajului, respectăm un anume tip de sistem de valori. Păi, până la urmă, atitudinea face diferența, atitudinea în manifestare, atitudinea în exprimare și cred că atitudinea este cea care dă o anumită concordanță în acțiune, reacțiune până la urmă și alegerile pe care le facem, că despre asta este vorba, modul cum alegem să facem lucrurile, nu? Corect. Și cum o facem. Și cum o facem, că alegem să facem, una este ce decidem să facem și alta este ceea ce alegem să facem. Exact. Deci, vă spun cu toată sinceritatea, încă o dată, poporul român vrea în Occident. Vrea în Occident pentru că nu dorește în zonă gri, nu dorește să fie neglijat, nu dorește ca alții să-i decidă soartă. Din această perspectivă, e nevoie, e clar, și de un anumit tip de valorizare politică internă. Da! Am luptat, am muncit, e realizarea mea în viață. Să pun și eu acolo o cărămidă la integrarea NATO și Uniunea Europeană. Dar asta nu înseamnă că acum sau atunci nu pot sau nu trebuie să spunem nu la anumite situații și la anumite contexte care, cum să spun, nu sunt nici pe departe oglindirea valorilor occidentale de care mă refer, iar pe de altă parte răspunsul la nevoia noastră de personalitate națională.
Nu. Lucrurile nu trebuie amestecate și, în orice caz, absența promovării din acest punct de vedere este o greșeală. Un lucru este clar, convingerea de a fi în afară, în Occident, este una cât se poate de autentică, clar Absolut. Exprimată a poporului, a nației noastre, iată. Probabil ceea ce face diferența este contextul în care vrem afară, adică vorbim deja de anumite recunoașteri, vorbim deja despre anumite drepturi și vorbim despre un context care ne aduce respect. Apropo, să vorbim și despre România respectată, că mi-a plăcut foarte mult ideea. Domnul Paul, la Brașov aici, cum se mobilizează, să spunem, partidul pentru a merge, iată, către aceste valori? Ați găsit o echipă? Ați schimbat? Schimbați ceva? Da, am construit o echipă interimară la conducerea județului. O echipă care a venit cumva pe recomandări. Adică am creat un nucleu de la care putem pleca să dezvoltăm. Nucleul cald. Și în această echipă sunt oameni noi, noi în partid în proporție de vreo 80%, noi în politică vreo 50% dintre ei, ca să spun așa, și sunt și oameni pe care am simțit nevoia să îi promovez, pentru că au avut rezultate deosebite în zonele pe care le reprezintă și am adus alături de mine în Cej. Unul dintre ei este Cătălin Popa de la Prejmer, unde noi în Prejmer avem o organizație puternică, au avut rezultate bune, avem 3 consilieri locali și așa mai departe. Plecând de la această echipă, urmează să ne dezvoltăm. Iar această dezvoltare se va face cumva selectiv. Noi primim în partidul Mișcarea Populară aproape pe oricine, ca și membru. Dar în momentul în care vrei să accezi pe o funcție de conducere în filiala din Brașov, începi să treci prin niște filtre. Apropo de leadership-ul politic pe care îmi doresc să-l dezvolt aici, din punctul meu de vedere, politica este despre toată lumea, dar nu este pentru toată lumea. Vom fi selectivi, dacă vreți, vă spun și procedura. Cum se face. Poate dacă este de interes pentru cei care ne ascultă, pentru că practic până la urmă de asta oamenii vin aici la noi să-și exprime ideologia, să-și exprime ceea ce doresc să se audă. Suntem o voce pentru toți în egală măsură și este important, cred. Păi, în momentul acesta noi marketăm Partidul Mișcarea Populară în Brașov și una dintre primele întrebări ale marketingului este cu ce ești diferit? Cu ce sunteți diferit? Dacă dorești în Partidul Mișcarea Populară Brașov să accesi pe o funcție de conducere, în primul și în primul rând trebuie să fii recomandat de către cineva care există deja pe o funcție de conducere, care deține deja o funcție de conducere. Această persoană care cumva garantează pentru tine face un preferat poate e mai old school așa, face o întâmpinare, poate să fie un mail, un mesaj. O scrisoare de garanție pentru tine. Exact, cumva. În care ne spune că recomandă membrul respectiv și în acel mesaj ne aduce în atenție punctele forte, adică ceea ce crede el că îl recomandă pe respectivul, și punctele slabe, adică locuri unde avem de lucrat. După aceasta, pasul următor este un interviu cu cel care își dorește, cu cel care îl propune și o comisie formată din câțiva oameni de la noi. După ce avem adică în cadrul acestei întâlniri, cumva ne cunoaștem și ne prezentăm reciproc. Adică cei din comisie îi prezintă foarte bine echipa de conducere și partidul și ce ne dorim, cum ne dorim să facem, cum ne-am propus, ce ținte avem, ce așteptări avem de la el, ce așteptări are de la noi, ce își dorește și așa mai departe. Facem cumva o profilare și este important ca la final să știm sigur dacă putem lucra împreună, putem funcționa împreună sau nu. Dacă trece peste această etapă, urmează prezentarea CV-ului și a propunerii în Cej, în Consiliul Executiv Județean, care este forumul de conducere al partidului la nivel de județ. Și acolo va fi prezentată persoana respectivă, în lipsa ei, bineînțeles, va fi prezentată și vom decide democratic până la urma urmei dacă intră alături de noi în conducere sau nu.
în conducerea partidului. Iată, o strategie care respectă principiile marketingului până la urmă, analiza produsului, că până la urmă despre asta vorbim, nu, analiza produsului și probabil până la urmă concluzia dacă ajută sau nu ajută pentru a-ți defini produsul în piață respectiv partidul, că despre asta vorbim. Da, s-ar putea să funcționeze un pic mai greu decât și-ar dori unii, dar sunt sigur că pe termen mediu... Deci aveți o viziune pe termen mediu și lung. Da, pe termen mediu, pentru 2024, o să avem o dezvoltare organică. Încep, ceea ce este foarte dar important. Sigur. Exact. Iată, un principiu sănătos pentru mulți din societatea actuală, cumva de neînțeles, pentru că totul se întâmplă repede, modul în care conjugăm acțiunile noastre, verbal vorbind, este acum. Dacă ar putea să fie ca pe tabletă viața, adică cu un swipe, să gata. Next. Din păcate nu putem să facem, iată, doar un scroll și să vedem ce se întâmplă. Trebuie să și muncim și să pui cărămidă pe cărămidă. Și așa este. Mă întorc către domnul Cristian Diaconescu. Ce înseamnă, iată, România respectată și cum vedeți integritatea României în contextul acestei sintagme? Deci, datorită poporului român și numai datorită poporului român, politicienii s-au străduit, au găsit la un moment dat oamenii potriviți și au adus România sub garanții de securitate și de prosperitate economică în două organizații multilaterale, în NATO și UE. Bun. În ambele organizații există parteneriat, dar în egală măsură competiție. Noi în asta, aici nu prea înțelegem de multe ori, se merge de multe ori pe logica, mie UE ce-mi dă. Pe principiu, ce mie ce-mi iese. Mie ce-mi iese. Nu mai vorbesc de genul ăla de retorică și vreau să-l mărturisesc și cine ascultă și sper sau privește în emisiunea dumneavoastră și sper că sunt foarte mulți, să mă creadă că mă întristează acest lucru. Da, sunt mulți politicieni care cred în adagiul fură și el, dar îmi dă și mie. Mare grijă la chestia. A, asta e așa, o mărturisire a unui oarecare la televizor, nicio legătură. Până la urmă, ce vreau să punctez este că dincolo de orice profesie și de expertiză profesională, omul vine și adaugă background-ul sau valoarea background-ului profesionistului, că despre asta vorbim. Da. Și din acest punct de vedere, respectat, în primul rând, prin oamenii și pe cei pe care îi trimitem către societate să se exprime numele acestui partid. Deci, ei să genereze respect. Respectul vine și din capacitatea profesională, respectul vine din atitudine, respectul vine din modul în care te raportezi la valori și la standarde și la tradiții și la frica de Dumnezeu până la urmă, pentru că nu este deloc întâmplătoare. În al doilea rând, respectul ca țară. Doamna, aici permite să vă dau un exemplu care nu mă bucură deloc. În acest moment, dacă ar fi să ne întrebăm, să vă întrebăm pe dumneavoastră, că sunteți sigur mult mai informată ca noi, spuneți-mi, care e proiectul major de țară pe care îl avem noi astăzi? E vreunul? Singura discuție pe care o văd la televizor e legată de PNDL-ul respectiv, pe care unii din coaliția de guvernare îl consideră bun, alții din coaliția de guvernare îl consideră bun de furat. Iar PNDL-ul ce înseamnă? Apă, canal și căldură. Atât? Și restul? De restul discutăm de ceva? Există ceva ca și subiect? A, de multe ori, cum aruncăm în noi cu temele privind justiția. Cum, dar oare există un anume interes pentru care se marjează foarte mult pe aceste teme de interes primar pentru comunitate? Doamne, dacă nu există acest interes, cobori și în momentul în care cobori, niciun partener nu vine să te ridice de jos. Știți care e atitudinea? Închipuiți-vă că suntem acum într-o instituție europeană și vedem convulsiile de astăzi de la București, politice. Știți ce vom spune între noi? Avem planuri de investiții, PNRR, se aprobă României? Da, se aprobă. Și românii ce zic de PNRR-ul ăsta? Păi, în primul rând, vreau să vă informez de la celelalte instituții că noi, instituția X de la Bruxelles, am primit, instituția de monitorizare, în perioada de aprobare, cele mai multe sesizări din România în legătură cu PNRR-ul lor. Tușe. Deci, bun, în al doilea rând,
mă rog, politicieni din România spun von der Leyen o să vină la București ca să-l sprijine pe prim-ministru în jocul său politic la Congres. Perfect. Atunci o trimitem pe von der Leyen la București, vizita e doar formală, o trimitem pe von der Leyen la București după ce termine Congresul. Știrea știți care e? Pe 27 septembrie vine von der Leyen la București, iar PNR-ul se agrează la București pe 17 septembrie. Aici nu e respect, doamnă. Nu, aici nu vorbim de respect. Greșeala neprovocată, pentru că habar n-ai să faci politică, chiar din perspectiva PR-ului până la urmă, că asta e, ce să mai vorbim, din perspectiva unui captatio benevolenzis, mă rog, asta nu se duce respect. Culmea e că se răsunge pe noi toți. În momentul în care erau probleme în Republica Moldova, probleme politice, am întrebat și eu niște prieteni din exterior, mă, voi de ce nu mai vă exprimați cu Moldova? Că, mă rog, contează Bruxelles, nu Bruxelles, Germania, Franța, în sfârșit. Și mi s-a spus așa, Cristi, până nu-și rezolvă problemele, noi nu ne amestecăm. De ce? Pentru că pe ce fac ei Moldova, Republica Moldova nu face știre. Păi da, rufele se spală face familie. Știre. Exact. Noi nu ne putem să ne atașăm la niște teme, subiecte față de care și implicarea unui stat sau altul ar fi o chestie ciudată, pentru că este o problemă internă. Este intern. O dimensiune a unui conflict interior până exact. La urmă. Nu e de... Și ce să mă aștept atunci când aud de la un partid politic aflat la guvernare că face sesizări și plângeri la cancelariile europene? Noi nu suntem sănătoși și iertați-mă, am dat un răspuns public. Nu, dar asta puțin arată, cam din ficat, iată, e adevărat, slăbiciunile dar... pe care le avem, exact. Asta arată dezechilibrele care sunt, de fapt, în interiorul acestor formațiuni exact. Și neputința de a rezolva niște întrebându-mă lucruri. De respect, pera contrariu, exact lucrurile astea nu le-am face. Iată, aici, da, apare așa o grimasă pe fața noastră sau se schimbă cumva privirea, pentru că, da, când spui respect, spui mai mult decât un cuvânt. Este o întreagă exact. Ideologie care are și în spate... Exact. Mai multe. Cum facem la Brașov? Pentru că, iată, de la Brașov, el, probabil, partidul ar trebui să fie o voce în această direcție și un exemplu totodată la nivel național, de o altfel de restructurare, o altfel de așezare în piața politică. Hai, am spus piața politică, în plaja politică, iată. La Brașov o să lăsăm foarte mult să vorbească faptele despre noi. Asta îmi doresc, inclusiv comunicarea, dacă pot să spun așa, încă un lucru pe care o să-l facem diferit, comunicarea cu brașovenii ne dorim să o facem prin presă, prin intermediul presei. Adică dacă noi suntem capabili să producem conținut pe care presa să-l dea mai departe, atunci înseamnă că am făcut ceva bine. Prin postările pe Facebook și prin nu știu, video făcut pe YouTube și să transformăm politicienii în vloggeri și în jurnaliști unii dintre ei, adică împart pe grupuri postările lor mai rău ca știrile, adică măi, stai că știrea e una și ceea ce postezi tu la tine pe Facebook este cu totul altceva, adică ne ducem aici în zona de fake news până la urma urmei și de manipulare. Așa că fapte, ca să... Am dezvoltat fapte, un pic. Fapte și iar fapte. Exact. Fapte cât mai multe și implicare, bineînțeles. Adică faptele acestea să însemne implicare în comunitate. Asta cred eu că își doresc brașovenii și asta le lipsește brașovenilor. Au fost păcăliți odată, mai ales la nivel de municipiu Brașov, au fost păcăliți de oameni care doar arătau cu degetul, adică aveau un discurs și atât. Schimbarea s-a produs și acum vedem că noua administrație similară cumva ca cea de la guvernarea țării, noua administrație din municipiul Brașov nu au reușit într-un an de zile măcar să mențină sau să învețe cum se menține Brașovul la nivelul de la care l-au luat. De la primarul anterior. Apropo de acest aspect aici, îmi permit să fac o paranteză și asta pentru că chiar vorbeam într-un anume context. Este foarte ușor să... Cu toții avem pretenții, însă nu ca aș fi acum de partea, nu avocatul diavolului, cum se spune, dar în momentul în care preiei ceva, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le faci, care necesită timp, sunt anumite proceduri și echipa, sunt convinsă că e vorba de timp, că orice rezolvare are nevoie de timp până la urmă.
din păcate, aveți dreptate și din păcate la conducerea primăriei Brașov s-au făcut niște greșeli ireparabile. În primul și în primul rând, când te duci într-o echipă nouă, preiei o echipă nouă și atenție, aici vorbim de funcționari publici, nu vorbim de oameni pe care le dai tu bobârnace și excluzi din organizație. În momentul în care preiei o echipă, primul și primul pas este să cunoști echipa. Înainte să-ți umfli mușchii, cum vorbim noi la români, înainte să faci asta, trebuie să cunoști echipa. Trebuie să înțelegi pe oamenii respectivi, să vezi care sunt principiile, valorile lor. Poate tu vrei să schimbi anumite lucruri în organizația respectivă, dar prima oară vezi cu cine lucrezi. Cu cine lucrează Radu Paul? Cu oamenii, cu lideri din comunitate. Uite, să vă dau un răspuns cât mai simplu și direct. Întrebarea era dacă ați reușit să coagulați o echipă în jurul dumneavoastră. Da, avem deja, suntem în jur de 10. Vin, în fiecare săptămână mai apare 1, 2, 3, având și procedura aceasta de selecție, până nu ajunge în partea finală, nici nu pot să spun 100% că e cu acte în regulă al nostru, dar suntem undeva în jur de 10, da, lideri. Îmi doresc foarte mult PMP-ul la Brașov să se transforme într-un partid al liderilor. Și mergem din nou către domnul Cristian Diaconescu. Ce așteptări are, iată, liderul PMP la nivel național de la PMP Brașov? Doamna, se uită și îmi pare rău că se întâmplă acest lucru. Prima opunere la comunism a avut loc în Brașov. Așa este. În 1987, când mai mult părinții noștri și noi stăteam cu pușca la cap. Mm. Ei bine, în atunci, aici, primii din România care au cerut respect au fost brașoveni. Ce represalii au fost pe ei, știți mai bine ca. Deci, din acest punct de vedere, există aici un anume tip de orizont de așteptare care eu cred că n-a părit. Ce frumos spus. Eu cred că, din acest punct de vedere, aici trebuie lucrat cu oameni exact precum domnul președinte. În alte părți, poate alții sunt mai adaptabili politic, ca să spun așa. Dar aici avem un alt tip de public. Spun noi, mă rog, cei din zona politică care, în mod normal, trebuie să delivreze. Și eu cred că au fost mințiți, mulți dintre ei. Și eu cred că au fost mai mult atenți la aspectele reușite administrativ decât la profilul celui care ducea la bun sfârșit niște proiecte. Până la urmă, nu trebuie să ai o calitate politică sau umană deosebite ca să-ți iasă pragmatic niște lucruri. Sunt fără îndoială așteptări țintite. Dar, repet, aici a plecat revoluția. Deci, din acest punct de vedere, este clar că un anume orizont de așteptare este mult, mult mai interesant în Brașov. Din punct de vedere al Partidului Mișcarea Populară, cum vă spuneam, în afară de București și Iași, avem o situație politică aproape critică. Ca să vorbim și cât se poate de cinstit, în orașe precum Timișoara sau Cluj. Este inadmisibil. Uite, generația lui, de exemplu, nu se poate să nu avem și să putem coagula cu regulile, principiile și mecanismele pe care dânsii și le pun în aplicare și un anume tip de răspuns către o nouă generație, către o nouă, un alt nivel de așteptare, care probabil că nu e foarte diferit de cel dinainte, dar care în egală măsură include și elemente de modernitate și elemente de alt gen. De multe ori, să știți, s-a eșuat politic pentru că nu s-a adecvat răspunsul la întrebare. O să pară ciudat. Și uite, pot să vă spun un lucru. Indiferent de cine a fost politic în leadership-ul țării la un moment dat, în momente de inflexiune complicate, perioada de preaderare, criza din 2008-2009 a datorilor suverane, pandemia, în acel moment observați o chestiune. Partidele politice ies în față, unii dintre ei și la decizie, cu persoane care înainte nici nu existau în partid sau care nu s-au calificat în partidul respectiv. E pandemia, au apărut medicii. În 2008-2009 negociam împreună cu Ialomințeanu, că eram cu el în același guvern, fiind din două partide politice diferite total. Două partide politice care în 2007 erau într-o competiție și într-o luptă extraordinară, pentru că a fost prima suspendare a lui Traian Băsescu.
După un an a venit criza. În momentul în care a venit criza, n-am mai contat ce s-au luptat între ei. Pentru că trebuiau să pună la un loc un guvern și în guvernul ăla să pună niște profesioniști care să negocieze memorandumele de înțelegere pentru cele 20 de miliarde. Și atunci eram umăr la umăr cu fostul adversar politic, ia Lomițeanu, că dau exemplu că e de la dumneavoastră. Da, mai sunt și alte situații. El negocea 80% din memorandumul de înțelegere și eu 20%. Care 20%? De exemplu, memorandumul de înțelegere, occidentalii, partenerii noștri, doreau să introducă mecanismul de cooperare și verificare. Dacă îmi spuneți ce legătură are MCV-ul cu împrumutul nostru din perioada aceea, mă rog. Dar nu conta, era un anume tip. România era cu spatele la zid. N-aveam resurse să finanțăm sistemul bancar. Știți ce se întâmplă atunci? Sistemul bancar se prăbușea peste tot și în acel moment aveam nevoie ca de aer de cei 20 de miliarde. E, și cu toate astea am știut să negociem și să nu avem niște clauze care să ne pur și simplu să ne pună în genunchi. Să ne genunchi. Cine? Foști dușmani politici! Deci, de asta vă spun, se poate și în România. Deci, iată, deși, în contextul unui interes național, divergențele politice nu mai au prioritate, nu mai există. Exact. Se poate și în România. Așa, o întrebare acum, aproape că ne de final de emisiune, cumva schimbă cumva paradigma revenirii într-o altă formă a PMP-ului și mi-asum ceea ce spun, pentru că cunoaștem cumva așa de, cum spuneați dumneavoastră, anumite echilibre în plașa politicii românești? Să spunem, vine acum, știm că este un partid care păstrează și promovează valori, tradiții. Poate că există, iată, mulți români, brașoveni, care văd, care înțeleg ce înseamnă această schimbare, această regenerare până la urmă? În primul rând, mie îmi place să o numesc construcție. Pentru că plecăm din punctul în care ne-au lăsat predecesorii noștri. Nu ștergem cu buretele trecutul, ni-l asumăm ca și partid. Există acolo, luăm de acolo și lecțiile pe care le-au avut, luăm de acolo și ceea ce este bun și au construit. Deci cu bune și cu rele. Cu bune și cu rele, PMP Brașov continuă. Continuă și construiește. Uite ce frumos, continuă și construiește. Exact. Ceea ce... Ca și atitudine diferită, tot aud că se vorbește pe scena politică de stânga și de dreapta, de ideologii. Cumva acestea trebuie îmbinate. Adică nu poți să te duci nici doar într-o parte, nici doar în partea cealaltă, 100%. Ok, suntem de dreapta, sunt de dreapta, mă consider un om de dreapta și suntem de dreapta. Dar asta nu înseamnă că ignor măsurile sociale. Asta nu înseamnă că nu mă uit deloc în zona de popor, dacă pot să-i spun așa, de popor simplu, că așa e percepută la noi în Brașov ideea de stânga, cu pensionarii, cu așa mai departe, nu mă, ne ducem în dreapta. Noi ne dorim în Brașov să ne implicăm, atenție, cu ideologie de dreapta, dar ne implicăm la fel pentru toți cetățenii. Adică nu înseamnă că dacă... Nu îi reprezentați numai pe unii. Exact. Dacă apare o nevoie de a sprijini comunitatea pensionarilor din, nu știu, cartierul Schei, dau un exemplu, da? Noi zicem, nu, acolo să se ducă cei de stânga. Nu ne băgăm. Deci, practic, continuă și construiește pentru toți cetățenii Brașovului, exact. Pentru toți cei care cred în valorile pe care le promovați. Folosim resursele și ne îndreptăm către cât mai mulți dintre ei. Un mesaj pentru brașoveni din partea dumneavoastră, iată, domnule Cristian Diaconescu. Este și va fi o onoare pentru noi să, ca brașovenii să creadă în noi. Să spun și eu mesajul meu? Vă rog. Fiți cu ochii pe noi. Și în momentul în care vă place ceea ce facem, vă așteptăm alături. Mulțumim pentru că ați fost, iată, alături de noi și pentru că ați împărtășit din ideologia crezului dumneavoastră. A fost o bucurie și ceea ce mă bucură, dragi brașoveni, este faptul că atunci când discutam cu domnul Radu Paul, ne spuneam că politica trebuie să fie la rampă și în mijlocul comunității, nu doar atunci când este vorba despre campanie, ci practic tot timpul atunci când au ceva de spus și de transmis comunității. Alături de noi, în această seară, cu bucurie, spunem domnul Cristian Diaconescu, iată, lider la nivel național, domnul Radu Paul, lider la nivel județean,
ceea ce înseamnă foarte mult. Partidul Mișcarea Populară continuă și construiește pentru cei care cred în valorile pe care le promovează. Până data viitoare, Alexandra Grancea sunt și nu uitați, este nevoie de noi toți ca societatea și comunitatea în care trăim să fie una așa cum ne-o dorim.